Perușul, prin ce se caracterizează și cum îl îngrijim. Perușul este cel mai popular papagal găsit în crescătorii. Este ieftin, spectaculos, datorită penajului său frumos, plin de energie și ușor de întreținut. Poate deveni o companie excelentă pentru orice iubitor de păsări pentru o lungă perioadă de timp. Perușii trăiesc până la 13 la 14 ani. Perușii provin din Australia. Acolo au fost descoperiți la începutul secolului al XIX-lea și au găsit rapid drumul spre Europa, deși este singurul continent, în afară de Antarctica, unde nu apar în mod natural. Până în prezent, sunt una dintre cele mai cumpărate păsări ornamentale. Perușul costă doar 20 la 30 RON și este ușor de crescut. Cum arată perușii? Perușul este unul dintre cei mai mici reprezentanți ai familiei papagalilor. Numit în alte limbi și papagal ondulat, își datorează numele modelelor caracteristice de pe cap și aripi. Lungimea corpului păsării este de aproximativ 20 cm, din care jumătate este coada. Animalul cântărește doar 25 la 30 g. În mediul natural, perușul este verde. În crescătorii s-au obținut diferite culori de penaj. Cel mai frecvent este albastru, deși nici perușii curcubeu și galben nu sunt o raritate. Sexul păsării se poate distinge după coloritul foselor nazale. La mascul este albastru închis, la femele, albastru deschis sau maro. Perușii au ciocul puternic și picioarele scurte, fiecare cu 4 degete care se termină în ghiare ascuțite. Caracterul perușii. Micii peruși au calități vizuale ridicate și un caracter extrem de prietenos. Animalele sunt sociabile, se simt bine în rândul oamenilor, dar au nevoie și de prezența altor exemplare din specia lor. În natură, ei trăiesc în stoluri, așa că cel mai bine este să cumperi cel puțin o pereche. Perușii sunt inteligenți, învață ușor și sunt ușor de educat. Perușul are nevoie de obicei de câteva zile pentru a se simți în siguranță în noul său mediu. Pentru a nu spori stresul animalului, trebuie să limitezi la minim contactul cu acesta. Inițial umblă la colivie doar pentru a-i pune hrană și apă proaspătă. Odată ce pasărea se va comporta liber, poți începe să te apropii de ea, de preferință cu snack cu trei puncte delicioase pentru peruș în mână. Astfel, va învăța să se așeze pe mâinile îngrijitorului său. Ce necesități au perușii? Perușii au nevoie colivii spațioase. Pentru două exemplare, minimum este 60x35x40 cm, cu gratiile relativ apropiate. Distanța dintre bare, de preferință orizontale, papagalii adoră să se cațăre, nu trebuie să depășească 1 la 1,2 cm, altfel păsările se pot bloca între ele. Datorită naturii sociabile a perușilor, colivia trebuie așezată într-o cameră în care stăpânul petrece mult timp, departe de calorifer și fereastră, pentru a nu expune păsările la curentul de aer sau supraîncălzire. În colivie trebuie să instalați stinghii pe care perușul să se poată așeza, preferabil de lemn. Perușii nu suportă plictiseala, așa că ar trebui să aibă și diverse tipuri de jucării, scări, leagăne, clopoței și altele. Din colivie nu pot lipsi nici recipientele pentru hrană și apă. Pentru siguranța perușilor, dar și posibilitatea de a controla cu ușurință excrementele, cel mai bine este să acoperiți fundul coliviei cu hârtie neimprimată. Perușii nu pot sta tot timpul în colivie. Pentru a-și menține bunăstarea și sănătatea, trebuie să-și ia zborul cel puțin o dată la câteva zile. În același timp, trebuie să asigurați camera în așa fel încât să nu se rănească. Închideți ferestrele, ușile bucătăriei pline de obiecte periculoase, etc. Colivii pentru papagal. Ce mănâncă perușii? Cel mai bine este să hrănești perușii cu hrană gata preparată, alcătuită din amestecuri echilibrate de semințe. Ce conțin mei? Meiul canarilor, ovăz. Meniul trebuie completat cu legume, fructe, verdeață, muguri și cantități mici de semințe oleaginoase. Calciul este necesar în dieta papagalilor. De aceea ar trebui să puneți un bloc special de calcar în colivie, care să permită animalelor să-și păstreze ciocul în stare bună. Dacă doriți să încurajați perușii să se înmulțească,
Merită să le îmbogățiți periodic dieta cu gălbenuș de ou de găină, deoarece estrogenii conținuți în acesta vor stimula corpul femelei să depună ouă. De îndată ce se întâmplă acest lucru, nu mai trebuie administrat gălbenușul. Pentru ca păsările să înceapă să se reproducă, ar trebui plasat și un mic cuib în colivie. Ana Dobron.